Bună seara! Vreau să pregătesc plăcinte cu dovleac și cu brânză. Și am nevoie de 25 de grame de drojdie proaspătă. De lapte călduț. Două linguri de zahăr. Să fie ca laptele călduț, nu să ardă. 200 de apă călduță. De ulei de măsline sau ulei normal. Două albușuri. O linguriță de sare. Și făină câte cuprinde. O să vă spun câte făină îmi intră. Da? Eu aici am 1 kg de făină, Barilla. Făina cea mai bună, aici, în Italia. Acum o să scot telul și o să bag mâna. Da? Deci scoatem telul. Și băgăm mâna. Și frământăm. Nu v-am spus exact cantitatea la făină, pentru că diferă de ou, diferă... Eu o să vă spun cât îmi intră mie. Da? Și mai aveți nevoie de 100 de grame de unt la temperatura camerei, pentru că după ce dospește aluatul, o să-l întindem și o să-l ungem cu unt la temperatura camerei. Da? Acum îl frământăm bine. Trebuie să fie un aluat mai moale. Măsor făina și o să vă spun gramajul. Dacă am, după cum văd eu, cam 800 de grame a intrat de făină. Da? Deci ăsta este. Un aluat mai moale. O să-l mai scot un pic pe blatul de lucru, dar trebuie să-l curăț un pic, după aia să-l... Deci l-am scos pe masa de lucru. Și îl mai frământ un pic, da? Și acum îl lăsăm la dospit. Cam 20-30 de minute. Da? Deci ăsta e aluatul. Vedeți? Ăsta e aluatul. Îl lăsăm la dospit. Acum o să fac cremele. Aici am 300 de
de cremă de brânză, Philadelphia, da? Unde o să pun o jumătate, o lingură rasă de griș. Da? Și nu o să mai pun nimic pentru că eu aș fi pus după mine și un mărar și așa, dar la familie îi place mai puțin mărarul. Și o să mai pun un gălbenuș din cele două, da? Unul las pentru să-l am pentru deasupra. Deci asta e crema de brânză. Voi puteți folosi ce cremă vă doriți. Ce cremă vă place. Eu am pus o lingură rasă de griș. Deci asta e crema de brânză. Așa. Acum aici am dovleac, tot 300 de grame de dovleac. O să pun vanilină sau zahăr vanilat în țară, da? Și în țară, cred că se găsesc din ăștia vanilină, așa, nu? Sunt cele mai bune. Da, se vede, sunt cele mai bune ăștia. O să pun două. Și aici o să pun o lingură rasă de griș. Ce frumos miroase! Dovleacul eu l-am fiert și l-am zdrobit cu frâculiță. Da? Deci astea sunt și cremele. Făină mi-a intrat 850 de grame. Deci am avut un kilogram și a rămas 150. Deci 200 de apă, 200 de lapte, 25 de grame de drojdie proaspătă, 60-70 ulei de măsline, 2 linguri de zahăr, o linguriță de sare și 2 albușuri. Asta e rețeta. Și 850 de făină. Aici ai cremă de brânză, de cremă de brânză. Aici e dovleacul. Mai aveți nevoie de 100 de grame de unt la temperatura camerei ca să-l putem să ungem după ce e dospit. După 20 de minute de dospit o să pun ulei pe blată de lucru și o să golesc aluatul. O să ne muiem mâinile în ulei, da? Eu o să-l împart în două. Da? Deci lucrăm totul cu ulei. Întindem și punem untul la temperatura camerei, da? Uitați-vă ce aluat este, vedeți? Trageți de el și nu se... vedeți? Și untul la temperatura camerei, eu l-am pus pe calorifer. Îl împărțesc în două, să am...
Și la celălalt aluat. Da. Și acum vin așa. Și așa. Și așa. Și așa. Da? Și o să-l las un pic pe ăsta așa. Da? Mă iau blatul cu ulei să nu se lipească. Și o să-l las un pic așa. Acum îl întindem pe ce? Ăsta la alt. Tot așa. Mă iau mâinile în ulei. Eu încerc să fac drept unghi și după aceea o să fac fâșii. Și pun și restul de aluat, da? Tot așa îl fac drept unghi. Da? Acum îl iau pe ăsta la alt. Și îl întind, da? Ulei și deasupra. Și peste. Și îl întindem să putem pune umplutura. Vă pregătiți o tavă cu hârtie de copt. Da? Și acum punem umplutura. O întindem bine, o rulăm și o punem în tavă. Cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 20-25 de minute, vedem. Da? Acum care doriți, puteți să o tăiați așa și să le faceți separat. Dar eu o să o fac
Așa. Da? Acum face pe cea cu cremă de brânză. O întindem bine. Și punem crema de brânză. Tot așa o rulăm. Și o pun în tavă și le mai lăsăm încă un sfert de oră la dospit. Și după le ungem cu ou bătut și lapte. Și le punem la cuptor. Da? Da? Acum un sfert de oră la dospit. Am dat cu ou și cu lapte bătut. Acum pe cea cu dovleac o să pun zahăr, granule de zahăr, da? Deasupra. Și pe cea cu brânză o să pun sare mare. O să pun sare mare. La care vă place, la care nu, nu puneți nimic deasupra. Le bateți numai cu ou și puneți la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. Urmărim câte minute are nevoie. Deci asta la cuptor 35 de minute la 100, la 200 de grade. Acum am scos-o. Uitați-vă, deci sunt minunății.
Ia uitați-vă. Dacă le faceți, fie că numai le rulați și le tăiați, faceți bucăți în parte, mai mult de 20 de minute nu trebuie să stea la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. Dar eu cum le-am făcut așa mari, deci a stat 35 de minute, apoi pe 40 de minute. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Dacă și voi aveți aceleași gusturi ca și mine, încercați rețeta, este o minunăție. Seară bună! Vă pup!